Și domnilor, al treilea subiect, bombă furnizată evident de același cuplu de investigatoare de elită, Adina Anghelescu și Bianca Naie, e vorba despre cazul Onești, cel care a consumat atât de multă energie, pasiune, emoție, furie, revoltă, tot ce vreți, atunci când un individ a sechestrat doi muncitori tineri și i-a asasinat după câteva ore, iar poliția în cele 4-5 ore pe care le-a avut la dispoziție n-a găsit cea mai bună cale de a preveni aceste asasinate. Veți vedea pe ecran niște documente. Adina Anghelescu o să vă relateze ce anume se regăsește în aceste documente ca o exclusivitate pentru această seară și îi rog și pe ceilalți invitați să intervină. Adina, sincer, parcurgerea acestor documente m-a făcut să mă cutremur în legătură cu competența și nivelul de profesionalism al conducerii poliției de la acea vreme. Te rog. Da. Într-adevăr, noi ceea ce avem aici sunt niște fragmente din declarațiile date într-un dosar în lucru care privește neglijența în serviciu a șefilor poliției, șefului poliției de atunci, interimar, domnul Eduard Mirițescu și domnul și directorul SIAS, domnul Alexandru Scurtu. Este vorba de declarații care au fost date de către așa numitul coordonator al operațiunii, la acea vreme adjunctul de la IPJ Bacău, domnul Tuluc, comisar șef Tuluc, și de către alt polițist, șeful poliției Onești, domnul Andrieș. Aceste fragmente, în aceste fragmente, ei, în declarațiile pe care le-au dat, ei explică modul în care au înțeles să relaționeze cu conducerea poliției române la acea vreme, domnul Mirițescu, domnul Scurtu, și cum reiese din aceste fragmente, din declarațiile lor, cum nu au prea primit acel sprijin pe care îl așteptau cu ardoare, în condițiile în care încă de la orele 1 se știa la nivelul Poliției Române, domnul Mirițescu aflase ceea ce se întâmplă. Apoi pe parcurs au discutat, au avut corespondență, inclusiv WhatsApp, SMS-uri care sunt depuse la dosarul ce se află acum în REM, în care explicau, în funcție de gradualitatea și de intensitatea acțiunii de la fața locului, ba că nu au cum să intervină pentru că individul moroșan leagătul, ba că nu au cum să tragă pentru că n-au lunetist, și dacă ar fi existat, oricum e un copac în față și așa mai departe. Ba că trebuie neapărat să vină un ajutor cât de cât de la București, că ei logistică nu prea aveau, nici de coborâre în rapel, nici nu prea se putea rapel pentru că nu știu ce țiglă era pe bloc. Deci se aflau într-o imposibilitate. Ce mi-a demonstrat mie? De a preveni un asasinat care până la urmă s-a întâmplat și a oribilat întreaga țară. Bun, în aceste declarații, reiese că ei ar fi așteptat până pe la orele 4 să vină un elicopter. Au înțeles la orele 4 că nu mai vine elicopterul cei de la SIAS. Și acum stau și mă gândesc, concluzia mea este în urma acestor fragmente din declarațiile date de cei de la Bacău. Concluzia mea este că într-adevăr, avem de-a face în continuare cu un eșec al poliției pe această acțiune. Un eșec în a-și ajutora proprii colaboratori. Exact. Mai mult decât atât, probleme sistemice ale Ministerului de Interne, în ceea ce privește poliția, deprofesionalizarea care există la această oră. De ce? Pentru că foarte mulți din cei buni au plecat și pentru că în teritoriu, iată ce avem, oameni care numai că n-au logistică, nu știu nici să intervină, habar n-au procedura, iar de la nivel central avem prea mulți chestori și prea puțini polițiști care au mai rămas în sistem. Buni, foarte buni profesioniști. Opinia voastră despre deci aceste este afirmații incredibile. Părerea mea. Acum, se repetă Radu, absolut toate lipsurile și toate, a spune, ezitările, exact, și din cazul Caracal și din alte cazuri. Da. Și e absolut îngrijorător când ți se spune că ai solicitat un elicopter, n-a venit, ai solicitat trupe SIAS, n-au venit, ai solicitat un lunetist și nu poate să acționeze din cauza copacului. Deci, acum, este foarte ușor, uite, spre exemplu, și cu asta închei, să fiu pus chestor, așa, să fiu pus șef,
la București și să spun când mă sună disperați din teritoriu că sunt vai de capul lor, ca să-mi zic varză, așa, și eu să spun, da, vom vedea, stați un pic, sau, bine, treci la procedura respectivă și rog, luați măsuri legale. Deci, cam de asta este Ministerul de Interne acum. Că în situații, uite, de criză acest, nu putem să facem față. Acest carton de acum este foarte important. Spune tot. Cu câteva luni în urmă, noiembrie, au primit un elicopter în 50 de minute cu oamenii necesari și au rezolvat o situație. Acum, în cazul ăsta, de ce nu s-a putut? Foarte bună întrebare. Victor Alistar. Este vorba de prost management, este vorba despre faptul că au alte preocupări de natură politică, de natură economică, de alte naturi decât strict protecția cetățeanului și, de fapt, ce vedem că afectează poliția română, unde sunt foarte mulți profesioniști, dar din păcate sistemul a plecat pe... Nu mai sunt așa mulți. Mai sunt. Afectează de fapt tot sistemul public. Interesul public și acea onestitate profesională, acea dăruire profesională nu mai există. Pasiunea ca atare pentru meseria pe care ți-ai ales-o și asta se vede. Sunt gestionari de situații, dar nici pe acelea nu este le gestionează. Este absolut uluitor să văd în această seară cu oameni cu experiență. Abuzul împotriva doi cetățeni făcut în pădure de un grup de polițiști, acolo au fost mei. Cel mai apăsător e faptul că oameni cu experiență profesională, cum sunt invitații mei în această seară, îmi dezvăluie faptul că acei doi tineri muncitori puteau fi salvați și că puteau fi în viață dacă poliția ar fi acționat așa cum ar fi trebuit. Dacă mă întreb ce s-a întâmplat reflexe cu ancheta internă. Mă întreb ce s-a întâmplat cu, eu știu, informațiile pe care le-a cerut ministrul de interne. Mă întreb care va fi responsabilitatea celor care, primind cereri de ajutor, n-au oferit absolut nimic ca acei doi oameni să nu fie asasinați. Acum, ceea ce nu știm noi, Radu, ceea ce nu știm imediat este ce spune domnul Scurtu și domnul Mirițescu, pentru că au și ei corespondența lor între ei. Pe aceasta nu o cunoaștem. Sunt foarte curioasă. Suntem și noi foarte curioși. Publicitatea, revenim.